Nici pe trecerea de pietoni nu mai suntem în siguranță. Nu o spunem noi, ci martorii unui accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane angajată în traversarea străzii, culmea în mod regulamentar. Evenimentul s-a produs marți, în jurul orei 12. Se pare că un autoturism Opel Astra, înmatriculat în Ialomița și care rula pe bulevardul Tomis, în zona intersecției cu strada Farului, nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni și a lovit o femeie care tocmai traversa. La fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță care a acordat îngrijiri medicale victimei, iar ulterior a transportat-o la spital. Polițiștii serviciului rutier au deschis dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor accidentului. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă să rămână și el pieton pentru o bună perioadă.